Millions of years ago, Shinnok, one of the Elder Gods, turned on his fellow deities and invaded the Earth Realm. Raiden and the Elder Gods stopped Shinnok, locked him up in the Nether Realm. Fighterele, cel mai bun mod de a scăpa de nervi. Ai venit cumva obosit și furios după o zi de școală sau muncă? Nu e nicio problemă. Tot ce trebuie să faci este să deschizi un fighter și să începi să cotonogești tot ce vezi acolo. Și dacă pierzi, mai mult ca sigur trebuie să-ți iei o nouă plasmă, pentru că cea veche a fost crăpată de al tău controller pe care l-ai aruncat în TV. De mulți ani, serii precum Street Fighter, Killer Instinct sau Tekken au încercat să facă imposibilul și să ia coroana lui Mortal Kombat, dar fără succes. Anul acesta, cea mai sângeroasă franciză de fightere și-a întărit forțele cu o nouă adiție, intitulată Mortal Kombat X. Sau 10. Habar n-am care dintre astea două este. Dar dacă acest joc din serie este încă un motiv pentru a numi franciza Mortal Kombat cea mai bună franciză de fightere din toate timpurile, rămâne de văzut în review următor. Poveste. Primul popas pe care mulți jucători îl fac în acest joc este Story Mode-ul. Chiar dacă povestea în acest joc este mai scurtă decât în ediția precedentă, ne arată că cei de la NetherRealm sunt de departe cei mai buni când vine vorba de crearea unei experiențe de fighting în single player. Nu e doar o serie de evenimente și meciuri care se întâmplă aleatoriu, ci o poveste interactivă în care tu controlezi tot ce se întâmplă atât în timpul bătăliei cât și în afara acesteia. Chiar și în timpul cutscene-urilor vei avea multe momente în care va trebui să apeși un buton pentru a duce firul narațiunii într-un punct sau altul. Sigur, aceste decizii nu vor afecta în niciun fel povestea, dar îmi place cum un joc te pune să alegi, să te facă să te simți că ești la cârma poveștii. Acțiunea se petrece la 25 de ani de la evenimentele din Mortal Kombat 9 și povestea face o treabă extraordinară în a arăta ce s-a întâmplat și, doar ca să știți, s-au întâmplat foarte foarte multe. Capitolele sunt compuse atât din amintiri cât și din evenimente curente și ne arată cum au ajuns anumite personaje în situația de față. Povestea și dialogurile pot deveni foarte clișeice la un moment dat și puteam să văd sfârșitul story mode-ului după 20 de minute de jucat. Chiar dacă povestea nu este pretendentă pentru un Oscar, te va ține captivat 4-5 ore cât durează până termin story mode-ul, iar pentru noi veniți, această poveste îi va face să iubească franciza și universul Mortal Kombat. Mi-aș fi dorit să văd mai multă diversitate de personaje atunci când te joci. În timpul poveștii vei interacționa cu o grămadă de personaje, iar aceasta era oportunitatea perfectă pentru a prezenta în detaliu fiecare dintre acestea. O oportunitate ratată de către cei de la NetherRealm. Sunt personaje pe care le poți vedea în fundal, care ar fi făcut povestea de 10-100, ba nu, chiar de 1000 de ori mai bună, dar acestea nu își fac prezența cunoscută în timpul poveștii. Mai mulți sunt personaje care au un impact semnificativ în poveste, dar sunt acolo ca NPC-uri. Da, mă refer la voi, Rain și Smoke. Dar pentru că trăim în industria gamingului 2015, mă cam aștept să dau $20 din buzunar ca să-i pot debloca și să mă joc cu aceste personaje. Totuși, fiecare lucru rău are și unul bun. Ci de la NetherRealm punând un reflector mai mare pe anumite personaje care, sincer, la început nu te-ai aștepta să le vezi. Așa că, pentru poveste, un 8 și mergem la gameplay. Can I always? If by always you mean not once, major? Punctul principal al jocului, gameplay-ul, se bazează evident pe confruntări 1 vs 1 și acest combat a fost finisat până la demență în ultimele jocuri din franciză. Toate mecanicile noi din Mortal Kombat 9, precum bara cu 3 nivele și mișcările de tip X-Ray, s-au întors în acest joc, plus câteva noi mecanici sau cel puțin nemaivăzute. Una dintre schimbările majore care cred că o să aibă un impact mare, mai ales la nivel de e-sport, este timing-ul. În mod normal, strategia într-un fighter se bazează pe timing și puterea de a citi mișcările adversarului. În MKX ai posibilitatea să alterezi timpul în care execuți o mișcare și modul în care îți revii după un atac. Acest mod adaugă un strat în plus de complexitate, forțând jucătorii să regândească modul în care te iei la bătaie cu un jucător. Un alt element nou în franciză este bara de stamina, acel contor mic de sub bara de sănătate care dictează cât de des poate un luptător să efectueze anumite mișcări. Acest lucru se aplică la alergat și dashing, dar și la interacțiunea cu mediul înconjurător. La fel ca în Injustice Gods Among Us, fiecare mediu are diferite elemente cu care poți interacționa pentru a avea acel avantaj în fața oponentului.
Dar dintre toate, Brutality Moves m-au impresionat pe mine cel mai mult. Sincer, nu am fost un fan al acestor mișcări, mereu le vedeam ca pe ceva stupid și chiar mai mult, un copy-paste al ultra-combo-urilor din Killer Instinct. Mortal Kombat X face ca aceste mișcări să-și câștige numele de Brutality Moves. Mișcările sunt mult mai brutale acum, iar modul în care le activezi este unul organic și nu trebuie să joci Twister pe controller pentru a le activa. Unul dintre lucrurile care fac un fighter să fie realmente bun este numărul de personaje cu care te poți juca. Și credeți-mă când vă spun că Mortal Kombat depășește toate așteptările. Chiar dacă avem la bază doar 24 de personaje, fiecare dintre acestea are câte 3 variante. Există nenumărate cazuri în care iubesc o variantă a unui personaj, iar alta a aceluiași personaj o urăsc din plin. Asta arată cât de diferite sunt aceste variante și cât de mult diversifică jocul. Ca modul de joc avem de la poveste, la crypt, la tower și până la online. Și dintre toate acestea, online a fost cel mai slab la lansare, unde am avut la cât cuprinde în fața oponenților care foloseau controller. Dar acum totul este perfect, matchmaking-ul își face treaba excelent și oponenții cu care te înfrunți te fac să dai tot ce ai mai bun din tine. Prin urmare, un nou la gameplay și mergem la grafică și sunet. You okay? We fared better than the men. Add him to the list of things Shinnok will answer for. După cum puteți vedea din gameplay-ul de pe fundal, acest joc nu este cel mai arătos fighter de pe piață. E unul dintre cele mai arătoase jocuri din toate timpurile. Există o tonă de detalii la fiecare personaj și nivel și totul merge perfect la 60 de cadre pe secundă în calitate Full HD 1080p. Singura dată când am avut probleme a fost cu cutscene-urile, deoarece erau făcute cu ajutorul motorului grafic și unele umbre păreau a fi simple bucăți de textură neagră. Cât pe parte de sunet, chiar trebuie să mai spun ceva? Da? Ei bine, spun atât. Este fenomenal! De la actor vocal, la sound effect și până la muzică. Așa că un 9,5 pentru grafică și sunet și mergem la concluzie. De departe, cel mai bun fighter pe care îl poți juca în momentul de față. E distractiv și superb. Mortal Kombat X pleacă de la War Arena Gaming cu nota 9. NetherRealm a învățat din greșelile lui Mortal Kombat 9 și au creat un joc de-a dreptul superb din aproape toate punctele de vedere. Acum, dacă mă scuzați, mă duc să mai cotonogesc niște jucători. La final, like dacă ți-a plăcut videoul, share pe toate platformele sociale ca să știe și alții despre acest joc și nu în ultimul rând, subscribe pentru a fi la curent cu toate știrile și review-urile din lumea gamingului. Până data viitoare, eu sunt Rock Undercover și mă înclin.